Sper să vă vedeți de frigiderele astea. Bună ziua, fetele! Ce tort mare aveți, la mulți ani, dragilor! Pentru cei 30 de ani! Bună dimineața la prânz, se poate spune. Bună dimineața! Noi ne-am mai văzut, fetelor, și am avut un interviu senzațional, dar acum ați crescut și mai mari. Și nu mai știu care-i care, ajutați-mă. Tu ești... Cara. Cara și tu ești... Ela. Ela. Și... Temi este nașul cui? Clarei. Da. Așa. Și ce înseamnă să ai naș așa celebru și... Și înalt. Și înalt și frumos. Ce face nașul? Trebuie să vină cu cadouri? Ok. Da. A, deci trebuie să vină, e clar. Gata. Mulțumesc, Dani. Și când ai o problemă, știi că poți să-l suni pe nașul. Îl sunăm pe nașul? Sau pe nașa? Sau chiar nașa pe nașa. Nașa ne dă cele mai bune sfaturi. Care mai frică mie de nașa. Bun. Da. Să știi că ele sunt foarte bune la matematică, n-au nicio problemă, deci nu trebuie să mă sune. Iau lucrurile într-o ordine. Andreea, tu practic ne-a apărut la Te Cunosc, te-ai reinventat. Da. Am văzut și o altă Andreea. Ca o doua familie, îți dai seama, de atâția ani, de 12 ani. Dar de ce crezi că te-au sunat în primul an? De ce crezi că te-au sunat? Ce-au... Am fost la casting, am dat casting pentru emisiune. Ai dat casting pe bune? Da, și la emisiune, la casting am făcut pe nebuna și uite, m-au luat. Și le-a plăcut de mine. Trebuie nebună. O nebună ne trebuie, da, exact. Am înțeles. Care să-i învârtă pe aia pe acolo și să își dea cu părerea despre coreografie, despre show. Temi, de la tine ce crezi că au vrut? În afară de... Un domn înalt, bine... Acum, bine nu știu făcut. Dacă am vreo legătură sau aduc ca atitudine cu Simon Cowell, dar probabil că mi s-a părut interesantă ideea asta de om un pic mai dur, cel puțin în aparență, și care e mai strict pe poziție. De aceea, între timp, ne-am și delimitat fiecare culoarul. Andreea a rămas pe partea de dans, era Orodic inițial, acum Cristi Iacob de niște anișori buni, pe partea de actorie, Ozana pe voce și eu o globalizare a celor trei elemente, all the show. Ca să nu ne călcăm pe bătături, sigur că oricare poate vorbi și de culoarul celuilalt. Eu sunt fericit cu acest proiect de 12 ani de zile și sper că sezonul ăsta 20 care urmează să înceapă, nu știi câte mesaje primesc aproape zilnic, că e Facebook, că e Instagram, că pe WhatsApp. Dom'le, vedem că mai începe. Sper că acest sezon 20 să mai aducă încă măcar 10 sezoane. O să fie tare, există o mare așteptare, noi lucrăm cu o echipă comună și văd presiunea. Toată lumea vrea să vadă cine mai concurează. Sezonul 20 va fi un fel de best-of, am înțeles. Zi-mă, Aurelian, dacă îți aduce aminte de vreun moment în care tu ai încercat să fii concurent sau să fii... Da, și noi de-a lungul timpului am făcut diverse personaje. Spre exemplu, noi patru jurați am făcut Bonnie M. Eu am fost nebunul, băiatul acela alb închis de tot, ca să nu mai zic negru, că n-am voie. Okay. Așa. Eu am fost acel personaj haios, care m-am plimbat tot timpul și n-am alergat, n-a crezut nimeni că pot să fiu atât nebun. Am făcut Beatles toți patru. Am făcut cu Orodici și cu Ozana Barabancea Fantoma de la operă. Am fost cu Monica Davidescu, Nicole Kidman și Robbie Williams. Am fost B. King, and the night has come. Deci am făcut și eu câteva personaje. Iar prima intrare pe care am făcut-o ca jurat acum 12 ani, poate fi găsită și pe YouTube la mine, este Barry White. În Barry White am intrat eu în personaj ca jurat acum la primul sezon. Greu. Deci ne-a provocat și pe noi emisiunea. Pe Bălan Nontre, pentru că la ultima ediție la care am participat a dat start și stop de 22 de ori, că nu ieșea ceva la dans. Am avut un moment personal, dar am fost și eu Madonna, Britney Spears, Nicole. Băi, era Moș Crăciun. Dar ești perfecționistă, ce vrei? La ea e de înțeles, pentru că e perfecționistă, dar voi ați fost senzațional când ați fost. Voi doi ați fost de vis. Fetelor! Pe bune! Da. Vreau să vă întreb ceva foarte serios. Da. Profesionist chiar. Da. Dacă ar fi să faceți un personaj la Te Cunosc de Undeva sau la Serbare, de exemplu, pe cine ați vrea să imitați? Ca cine ați vrea să fiți? De exemplu. Ce ești tu la Serbare acum? Zâna Iernii. Zâna Iernii? Adică Elsa? Nu. Zâna Iernii. Zâna Fulgilor din ea. Nu, ca e Regina Gheții, am înțeles. Am înțeles. Și tu cine ai vrea să fii? Dacă spui Adriana Enache, plec. Ce personaj ai vrea să fii? Ce personaj ai vrea să faci? Zâna toamnă. Zâna toamnă, care ne aduce roadele. Bravo. Eu aș vrea să fiu zâna măseluță, dar e ceva ce nu-mi iese la personaj. Să știi că mi-am aruncat un ochi în platou, în afară de voi doi, tu și cu Răzvan, care ați fost invitați. Sunt patru foști concurenți la această mega emisiune.
și Radu și... Da, au fețe de foști. Și Ristei, da, au patru foști concurenți și un câștigător, să nu... Da, să nu mai zic că au și câștigat experiență, cel puțin. Practic toată lumea a trecut pe la Te Cunosc și a ciugulit câte ceva, asta vrei să spun? Fac o paranteză pentru că suntem așa în lumea asta cunoscuți și interconectați. Temi are un proiect senzațional, lucrează cu unul din bunii mei prieteni, George Hora, și aș vrea să vedeți și altă latura lui Temi, nu numai cea de jurat. Ți-au ieșit niște chestii. Da, am avut un an plin, în primul rând cu compania de teatru Concordia, avem cele trei premiere cu Noaptea Furtunoasă, Eu te cred, Atum Amin și Divorțul Anului. Am dat de curând o premieră, nu este a companiei noastre, se numește Sistemul Perfect, cu Kira Hagi, cu Silviu Biriș, Cuncea Davidescu, Cosmin Vâjeu și eu. Dar pe plan muzical am scos această piesă absolut splendidă cu George Hora, o piesă de stare, o piesă în care clipul nu face altceva decât să puncteze mesajul, nu murdărește cu nimic, făcut de Silviu Mândroc, de senzație. Sunt foarte fericit pentru această melodie. Vă rog să-l căutați pe net dacă nu l-au scris. Da. Poftiți? Spune-i. Bomboane. Zi la microfon. Am întrebat dacă poate să ia bomboane de acolo. Păi da, sunt limitate, că asta e zahăr și zahărul ne face agitații. Și după aia ne obosim.